Tiburcea este din nou în libertate, alături de familia sa, de mai bine de o săptămână. Iar printre prioritățile lui și ale soției sale se numără botezul gemenelor. În prezent, cunoscutul afacerist se află la o clinică din Budapesta, unde își tratează boala delicată cu care a fost diagnosticat. Rămasă în București, Valentina Pelinel bifează pe lista cu fericitul eveniment ultimele detalii. Valentina Pelinel și Cristi Burcea pregătesc botezul gemenelor. Indira și Rania vor împlini în curând un an. Valentina Pelinel și Cristi Burcea pregătesc botezul gemenelor. Indira și Rania, gemenele Valentinei Pelinel și ale lui Cristi Burcea, au 9 luni, iar în primăvară vor sărbători primul anișor din viața lor. Așa cum s-a întâmplat și în cazul frățiorului lor mai mare, Milan, părinții au așteptat momentul în care au fost iar împreună ca să îl creștineze pe acesta. Iar istoria se repetă. Oficial, nu se știe când va avea loc botezul gemenelor lui Cristi Burcea, mai ales că acum este plecat în Ungaria și luna viitoare încep sărbătorile de iarnă. Un lucru este sigur. Valentina Pelinel își dorește să aibă un trup de zeiță în ziua cea mare. Astfel că soția lui Cristi Burcea nu lipsește de la niciun antrenament făcut în compania prietenei sale, Luminița Nicolescu. Astăzi, cele două s-au fotografiat în timpul unor exerciții. Morning Ritual vi lumigim 5 ne. Re, ritualul de dimineață cu lumi? Semnul întrebării este mesajul scris de Valentina Pelinel când a făcut publice imaginile de mai jos. Valentina Pelinel și Cristi Burcea s-au căsătorit în toamna lui 2018. Valentina Pelinel este un fost fotomodel din România. În anul 1999, Valentina Pelinel a câștigat concursul Top Model România și astfel a reușit să ajungă fotomodel la New York, în Statele Unite. A fost căsătorită cu politicianul Cristian Băureanu, de care a divorțat în 2014. La începutul anului 2016, Valentina Pelinel a anunțat că este însărcinată, iar zvonurile îi dădeau ca tată pe Cristi Burcea. La scurt timp de la naștere, fotomodelul a confirmat informațiile. Ea a devenit mămică pentru prima dată pe 8 iunie 2016. Atunci ea a adus pe lume pe Milan Cristian, care e cel de-al 7-lea copil al lui Cristi Burcea. Valentina Pelinel a devenit soția lui Cristian Burcea pe 12 septembrie 2018. În ziua în care a avut loc cununia civilă s-a aflat și că vedeta este însărcinată cu gemeni. Nunta celor doi a fost pe 30 septembrie 2018 în Budapesta.